La peste 1000 de piese de muzică țărănească și populară, doine, hore și sârbere numite, cu precădere din Oltenia, aceasta este evaluarea specialiștilor privitoare la repertoriul Mariei Lătărețu, una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, slujitor al scenei cu dragoste și respect fără egal față de public. Născută la 7 noiembrie 1911 în Bălcești, Gorj, Maria Lătărețu începe să cânte de la 13 ani alături de fratele său Ioniță Borcan, iar după căsătoria cu Mihai Lătărețu își va urma soțul la nunțile și petrecerile din mai toate satele Gorjului. Ajunge să cânte și în București în 1933 și după revenirea pe plaiuri natale este descoperită în județul în care a venit pe lume de Constantin Brăiloiu, Harry Browner, Tiberiu Alexandru și Mihai Pop. Se întâmpla în 1937, când echipa de folcloriști alcătuită din cei patru se dovedea încântată de vocea, stilul și repertoriul celei supranumită ulterior privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu primea astfel invitația de a merge la București pentru înregistrări și, din acest moment, parcursul unei cariere devenea fără de întoarcere. Dacă-i viața omului, lume, dragă lume, tot ca frunza pomului, lume, dragă lume, tu plouă așa. Trecută de etapele primelor înregistrări din 1937, cele pe cilindri de fonograf, apoi în colaborare cu o celebră casă de discuri, Maria Lătărețu va cânta la Radio București, va deveni prim solistă a orchestrei Barbu Lăutaru a Institutului de Folclor și va susține concerte în 12 țări din Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Dorul interpretei pentru publicul său și respectarea contractelor ori angajamentelor pentru spectacole au reprezentat tot timpul cartea de vizită a privighetorii Gorjului, chiar în cele mai grele momente ale vieții, când și-a pierdut pe rând copiii sau când boala ar fi fost prilej de suspendarea concertelor. A murit, cum altfel decât pe scenă, în Românești Botoșanilor la 27 septembrie 1972, după ce, în casa gazdei sale, Laura Lavric, i s-ar fi propus de către mai tânăra cântăreață amânarea spectacolului de la Căminul Cultural și consultarea de urgență a unui medic. Plecarea la îngeri a îndrăgitei interprete s-a făcut nu fără ca aceasta să lase iubitorilor de folclor testamentul său muzical, căci vocea, fără seamăn a privighetorii, avea să nu se mai audă în crângul lumii părăsite. Că-i ce mi-e drag, nu pot să iau. Lume, dragă lume, nici cu voi nu pot să stau, lume, draga mea. Vă las cântecile mele, lume, dragă lume, să vă petreceți cu ele, lume, draga mea.